Realitatea ne arată că sunt mămici care în timpul travaliului, care în timpul nașterii sunt foarte liniștite și care reușesc să devină conștiente de tot ceea ce se întâmplă și să conțină toată durerea cu care se întâlnesc. Însă sunt și foarte multe mămici care în astfel de momente aleg varianta de a fi vocale, de a se exterioriza, de a scoate o serie de sunete mai puțin confortabile pentru cei din jur. Și ce se întâmplă în astfel de momente cu cei din jur este un lucru extrem de interesant, pentru că majoritatea oamenilor se sperie și încep să folosească o serie de cuvinte negative, o serie de cuvinte care pot să aibă un impact traumatic pe termen lung. De la ce țipi ca o vacă, și îmi cer scuze pentru termenul pe care îl folosesc, de ce ar trebui să dramatizezi atât de tare acum când de fapt e doar o naștere, hai că nu e o catastrofă, hai că... Adică sunt foarte multe cuvinte care nu sunt gândite în momentul în care le-am verbalizat. Sunt foarte multe cuvinte transmise cu foarte multă furie, cu foarte multă agresivitate, care evident că sunt percepute din plin de către viitoarea mămică, de către femeia care e într-o vulnerabilitate maximă, probabil. Și merită să ne întrebăm că oare de ce se implică oamenii din jur în astfel de comportamente. Și cred că de cele mai multe ori e vorba de faptul că am învățat că așa funcționează lucrurile și că încercăm să-i motivăm pe oameni într-o manieră negativă. Asta se întâmplă și la școală. Dacă îl vei amenința pe un copil suficient de mult, ai impresia că el va învăța. Și probabil că va învăța, unii copii învață, însă nu pentru că descoperă plăcerea studiului, ci pentru că le este foarte teamă. La fel se va întâmpla probabil și cu foarte multe mămici. Ele vor înceta din a mai țipa, din a mai cere ajutorul, din a mai găsi o strategie eficientă pentru a se simți mai bine, însă nu pentru că ele reușesc să facă față singure, ci pentru că au fost respinse de către personalul medical, ci pentru că nu li s-a permis să-și trăiască cu adevărat umanitatea. Și aici cred că toate acestea sunt semne de... sau mai degrabă sunt nevoi de dezvoltare inteligenței emoționale, la modul cel mai serios. Și e vorba din nou de aceeași reumanizare a relației cu cei din jurul nostru. Să nu uităm că acolo în fața noastră este o ființă umană. Nu e o bucată de mobilier, nu e o ființă lipsită de viață. E ceva ce are nevoie de sprijin și ajutor din partea noastră și noi putem oferi acest ajutor pentru că face parte din meseria pe care ne-am ales-o. Probabil că la începutul carierei fiecare cadru medical simte o dorință interioară puternică de a ajuta lumea, de a reduce nivelul de suferință și de durere. Și în astfel de momente este important să ne reamintim de ce ne-am ales meseria respectivă. Nu pentru că ar fi ușoară, ci pentru că e una plină de provocări, însă noi cu ajutorul provocărilor putem crește. Și dacă cu o mămică reușim să facem o schimbare, după aceea cu a doua, cu a treia, cu a patra, va fi mult mai ușor. Astfel va crește încrederea oamenilor în sistemul medical din România. Oamenii vor alege să rămână în țară atunci când vine vorba de intervenții medicale mai serioase și oarecum România se va schimba, imaginea noastră asupra țării noastre se va schimba.